În transmisiune directă la Patriarhia Română, în imagini, Părintele Daniel, Patriarhul, Părintele Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Claudiu Săftoiu, Președintele Director General al Televiziunii Române, tocmai au semnat un protocol de cooperare inedit, am putea spune, un protocol de cooperare între cele două instituții pentru promovarea culturii și identității naționale. Cu alte cuvinte, românii vor putea vedea în scurtă vreme la TVR concerte de muzică religioasă și slujbe de la Catedrala Patriarhală. Instituțiile vor avea așadar proiecte comune cu caracter cultural, educațional și social. Cele două instituții își propun promovarea constantă a valorilor românești autentice, valorilor spirituale și culturale, mai ales în mediul rural și în diaspora română, care în ultimii ani a cunoscut o creștere considerabilă. Conform acestui protocol semnat astăzi între Patriarhia Română și Televiziunea Națională, vor colabora, cele două instituții vor colabora pentru realizarea și promovarea unor proiecte și programe cu caracter religios, spiritual, social și cultural, educațional. Inclusiv e vorba de campanii umanitare pentru promovarea solidarității și ajutorarea oamenilor săraci. De altfel, așa vorbește într-un comunicat de presă emis ieri după amiază Patriarhia Română. În imagini, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Părintele Daniel și delegația Televiziunii Române, condusă de Președintele Director General Claudiu Săftoiu, vor fi scurte declarații. Trebuie știut că Patriarhia Română, prin postul de televiziune Trinitas TV și Televiziunea Română, vor realiza un schimb de imagini din propriile arhive, cu filmări ale bisericilor și mănăstirilor, monumente istorice sau ale locurilor de pelerinaj din țară și din străinătate, interviuri cu ierarhi, mari duhovnici și preoți, evenimente din viața comunităților românești din țară și străinătate. În așteptarea unor scurte declarații de presă de acolo, de la sediul Patriarhiei Române, vă reamintesc, prin acest protocol, Televiziunea Română va transmite concerte de muzică religioasă, de muzică clasică și de colinde organizate de Patriarhia Română și mai ales slujbe religioase de la Catedrala Patriarhală sau de la alte biserici ortodoxe din țară. Claudiu Săftoiu, președintele director general al TVR, declara acum câteva zile, citez, colaborarea cu Patriarhia Română este foarte importantă pentru Televiziunea Română. Acum ascultăm declarațiile purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, Părintele Stoica. Așadar, în urmă cu câteva minute, prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și domnul Claudiu Săftoiu, președinte director general al Televiziunii Române, au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții pentru promovarea culturii și identității naționale. Scopul acestui protocol este promovarea valorilor românești autentice, spirituale și culturale în societatea românească și în mod special în mediul rural și în diaspora română, care în ultimii ani a cunoscut o creștere substanțială. În acest sens, Patriarhia Română și Televiziunea Română în următorii ani vor realiza împreună proiecte și programe religios-spirituale, sociale, culturale, educaționale, pentru promovarea valorilor românești autentice, atât în mediul urban, dar mai ales în mediul rural și în diaspora română. De asemenea, vor fi organizate campanii umanitare
cu scopul promovării și întăririi coeziunii sociale, a solidarității, mai ales în mediul rural și în diaspora română. Concret, cele două instituții vor colabora prin schimburi de documentare despre biserici și mănăstiri, monumente istorice din întreaga țară, dar și despre alte locașuri de cult reprezentative. De asemenea, vor face schimb de imagini de la evenimente religioase, culturale, sociale, educaționale din țară și străinătate în care sunt implicate comunitățile românești. De asemenea, vor fi făcute schimburi de imagini cu ierarhi, mari duhovnici și preoți ortodoxi români. Nu în ultimul rând, televiziunea română va prelua diferite concerte de muzică religioasă, muzică clasică sau de colinde organizate de Patriarhia Română. De asemenea, televiziunea română, prin intermediul postului de televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române, va prelua Sfânta Liturghie și alte slujbe religioase de la Catedrala Patriarhală, dar și de la alte biserici și mănăstiri din țară. În același timp, postul de televiziune Trinitas al Patriarhiei Române va putea prelua de la televiziunea română diferite programe care promovează cultura și identitatea națională.